Încă 119 locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc 7 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 119 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate astăzi 3 septembrie număr de 119 locuri de muncă declarate vacante după cum urmează. Administrator imobile 1, agent de securitate 5, asistent manager 1, ajutor ospătar 7, ajutor bucătar 3, bucătar șef 1, controlor calitate 1, consilier juridic 1, coafor 2, cameristă 1 loc, dispecer 4, dulgher 8 locuri, economist 1, electrician 2, femeie de serviciu 6, filar betonist 4, faianțar 1 loc, finisor interioare 7, frizer 2 locuri, inginer mecanic 1, îngrijitor spații verzi 1, îngrijitor clădiri 1 loc, instalator sanitar 4, menajeră 1 loc, muncitor necalificat în construcții 8 locuri, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 4, operator fabricare hârtie 6, ospătar 5, pizar 5, pregătitor suprafețe 2 locuri, șofer 6, sudor 1 loc, stivuitorist 1 loc, tâmplar 1 loc, tinichigiu auto 1 loc, zugrav 1 loc. Sunt 10 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește cursuri de formare profesională. De asemenea, avem în pregătire 7 cursuri de formare profesională care se adresează tuturor celor care sunt înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Sunt cursuri pe care noi le organizăm pentru a veni în întâmpinarea agenților economici. Sunt cursuri în meserii pentru care există cerere de forță de muncă din partea acestora. Facem înscrieri pentru tâmplar universal, ospătar, bucătar, babysitter, îngrijitor spații verzi, agricultor, culturi vegetale și femeie de servici. Orice șomer înregistrat își poate alege orice curs dorește, iar în momentul în care grupele vor fi alcătuite, vor fi demarate activitățile teoretice și practice de instruire cu accent pe partea practică, care reprezintă 2/3 din durata unui curs de calificare-recalificare. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, dar și din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.